În această dimineață, polițiștii severineni au adus cu mandat de arestare un bărbat în vârstă de 34 de ani din municipiul Slatina, județul Olt, bănuit de comiterea mai multor infracțiuni de furt. Acesta era hoț de poșete pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin. În cursul lunii noiembrie, bărbatul ar fi săvârșit mai multe infracțiuni de furt din poșete pe raza localității Drobeta Turnu Severin, după care pleca la localitatea de domiciliu din județul Olt, revenind la intervale scurte de timp. Polițiștii municipiului nostru l-au prins pe hoț în această dimineață. În această dimineață, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Drobeta Turnu Severin au pus în executare un mandat de percheziție la domiciliul unui bărbat de 34 de ani din municipiul Slatina, județul Olt, bănuit de comiterea mai multor infracțiuni de furt în poșete pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin. Din cercetări, a ieșit că în cursul lunii noiembrie bărbatul ar fi săvârșit mai multe infracțiuni de furt în poșete, după care pleca la localitatea de domiciliu, revenind la diferite intervale de timp. Bărbatul a fost adus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți în vederea audierii. Polițiștii continuă cercetările în vederea documentării activității infracționale, urmând ca la finalizarea acestora să se propună măsurile corespunzătoare.